virtuțile și servituțile renașterii europene. Renașterea europeană, singulara epocă în care perfecțiunea a fuzionat mirific cu sublimul, culme creatoare în istoria culturii universale, pisc al frumuseții spirituale și intelectuale, conferă artelor vibrația, incandescența, conștiința și adevărul împlinirilor nemuritoare. Rinașimentoul constituie splendida cupolă de diamante a fericirii și grandorii omenești, în care inventivitatea și forța sa de investigație științifică, precum și năzuința perpetuă spre lărgirea perspectivelor înaripate de marile, crucialele descoperiri în viața planetei noastre, escaladează apogeul. În această celebră și cuceritoare etapă istorică, ființa umană a tins în lumea artelor spre înălțimi limită, iar șiragul fără sfârșit al capodoperelor ivite o mărturisește convingător și clar. Această aspirație estetică spre frumusețea morală și fizică reluată din antichitatea greacă, împreună cu trăsăturile psihice fundamentale ale existenței, marile dispoziții sufletești, durerea sau bucuria, conturează cadrul minunat de desfășurare și emancipare a filozofiei, literaturii, plasticii sau arhitecturii. Thank you.
Muzica, miraculoasă și captivantă, îmbrățișează forme inedite de exprimare, noi mijloace de expresie, reprezentând totodată, prin puritatea și forța de insinuare a esenței sale, liantul cel mai discret dintre filozofia, științele și artele umanismului renașentist. Ea își capătă un statut propriu, evoluând de la stadiul de auxiliar al dansului la cel de artă conturată și independentă, slujind sincera comunicare a bogăției interiorului omenesc. Quasi coincidența demersului creator poetic și muzical a determinat alegerea vocii ca cel mai direct, sensibil și elocvent instrument. În contrast cu marii creatori ai celorlalte arte, muzicienii timpului n-au dorit să reînvie tale coale idealitatea elină. Ei au visat o muzică plină de inefabil și farmec, în care dramatismul transpare prin nuanțe subtil rafinate. Ei au întrețesut o atmosferă, o spiritualitate muzicală nouă, în care perfecțiunea reapare într-o exprimare liberă, în originale și variate expresii. Dorința novatoare de continuă schimbare ce anima pe mari umaniști ai vremii i-a captivat și pe muzicieni într-o formă oarecum diferită, aparte. Muzica și-a urmat cale firească printr-o devenire fluentă, în care acea imagistică melodică, bogată și echilibrată, apare dublată de inovații în planul tehnicii și mijloacelor de expresie. Marea frumusețe a artei sunetelor rezidă neîndoielnic și în suflul tipic renașentist care a cuprins multe din țările Europei acelor timpuri. Artiștii flamanzi, italieni sau spanioli au circulat și odată cu ei operele lor, au influențat benefic și s-au lăsat influențați creator. Au creat noi matrice sonore într-un spațiu nelimitat geografic, într-un proces unic în semnificațiile sale, într-o perpetuă și spectaculoasă înflorire a culturii universale. Contactul nostru în planul valențelor interpretative cu repertoriul consacrat ne îndeamnă să subliniem că renașterea, epocă de aur a cântului coral, nu este o simplă metaforă, ci o realitate incontestabilă, deoarece în acea perioadă muzica vocală reprezenta unul din principalele moduri de comunicare artistică în perimetrul european. Chiar dacă în epocile următoare genul s-a diversificat, perenitatea valorilor ce îl structurează îi determină semnificația de culme creatoare. De aceea, oricât de grea ar fi munca de construcție a unui instrument coral cameral, oricât de mare ar fi eforturile de investigare a patrimoniului specific, oricât de incomode ar fi impedimentele ce în mod obiectiv se interpun între manuscriptul întâlnit sau regăsit și împlinirea lui interpretativă, cum am putea concepe existența loială a unei formații de real prestigiu artistic fără asimilarea și comunicarea adânc umană a acestor nobile frumuseți ale muzicii renașterii? Ar fi imoral și anacronic. Cu atât mai mult cu cât corul este cel care i-a incitat pe compozitorii renașentiști în demersul lor creator, în înariparea năzuințelor lor către perfecțiune, iar rinașimentoul constituie astăzi poate mai mult ca oricând o condiție necesară spiritualității contemporane, periclitată de tehnicism, unilateralitate, dezechilibru sau chiar de autodistrugere.
Tezaurul splendorilor renașentiste a devenit astfel o linie directoare de importanță cardinală în organizarea repertorială a corului Madrigal. Multitudinea elementelor stilistice, apariția atâtor genuri și structuri legate de diferitele ținuturi ale Europei, de tradițiile populare ale acestora, au sugerat și au permis împărțirea acestei grandioase culturi muzicale în școala neerlandeză, italiană, franceză, germană, engleză sau spaniolă, cu aproximativitatea pe care o presupune, desigur, o atare clasificare într-un context evident unificator ca al Renașterii. Școala neerlandeză a însemnat pentru aproape un secol cel mai înalt model de artă muzicală vocală pe bătrânul nostru continent. Ea a influențat puternic și a impus o traiectorie ascendentă întregii creații ce se va dezvolta și dincolo de Olanda, Belgia, Franța nordestică sau Flandra. Rod al unor inestimabile lucrări muzicale ce aparțin compozitorilor cei mai de seamă, Benchois, Dufay, Ockeghem, Obrecht, Depré, Willaert, Orlando di Lasso sau de Wert, școala neerlandeză și-a impus supremația absolută în secolul XV și parte din veacul al XVI-lea. Faima compozitorilor săi justifică și se explică prin preocuparea comună pentru exprimarea echilibrată, prin modul de proporționare a raportului dintre știință și artă, dintre universalitatea limbajului și originalitatea inspirației, prin suportul ritmic de sorginte populară, prin melodicitatea simplă, cantabilă, de o puritate cristalină, prin armonioasa împletire a elementului hieratic cu cel vivant sau laic. Toate aceste calități sau caracteristici i-au determinat înalta și originala sa poziție artistică, fie că ne referim la mise sau motete, imnuri religioase sau profane, șansonuri franceze, liduri corale germane, vilanele italiene sau la superbul florilegiu madrigalesc. Oh.
vizând aspectul ritmic, diversitatea proprie de gen se amplifică treptat prin apariția în afara formulelor simple a unor combinații din ce în ce mai spectaculoase, a poliritmiilor. Iar această amplificare este fără îndoială favorizată de definitivarea modului de consemnare a valorilor de note și a utilizării punctului de prelungire a acestor valori în condițiile inexistenței stilului mensural. Scritura polifonică aferentă, descinzând din tehnica și estetica evului mediu, capătă identitate deplină în stilul a cappella inaugurat de flamanzi, al cărui punct culminant va fi atins de compozitorii secolului al XVI-lea. Această magistrală polifonie surprinde prin subtilitate și supleță, prin folosirea imitației stricte sau libere drept principiu al stratificării, după cum canonul neerlandez, realizat prin imitații la toate intervalele, învinge dificultățile cromatismelor acea muzica ficta, diversificându-se vertiginos în canoane duble, triple și quadruple, ajungând până la 36 de voci. Travaliul asupra cantus firmusului, sub formă de augmentări, diminuări, recurențe și altele, demonstrează cu claritate măiastra îmbinare dintre tehnică și inspirație declanșată de spiritul inventiv al neerlandezilor. Toate acestea au implicat cu necesitate un proces de emancipare profesională a grupurilor de executanți din acea vreme. De asemenea, complexitatea arhitectonică a lucrărilor, alternanțele și jocurile timbrale utilizate cu mare meșteșug și fantezie solicită tălmăcitorului un variat, subtil și expresiv evantai coloristic. Mai remarcăm și faptul că școala neerlandeză, cuprinzând un original fenomen de interferență cu cultura popoarelor din zonele geografice limitrofe, presupune pentru mediator investigații psihoafective corespunzătoare spre a asigura autenticitate și stil comunicării artistice. De la un Dufay sau Benchois
până la un obreh sau jăscând de pre, cu celebra misă L'Homme Armé, or Orlando di Lasso, a cărui creație prin universalitatea ei se revendică în egală măsură flamandă, italiană sau germană, se întinde un drum lung în care arta corală s-a împlinit ca primul element constituent al aureolei acestei epoci. Scuola italiana. Thank you.
În Italia secolului XVI, arta sunetelor atinge nivelul perfecțiunii, al deplinei armonii cu poezia. Muzica își implică originalitatea în perenitate datorită înfloririi fără precedent a creației artistice și captării benefice a harurilor melosului popular, ca și cuceririlor tehnice ale celebrei școli din țările de jos. Frotolele sau cunoscutele vilanelle, baletti sau canti carnașaleschi alcătuiesc mănunchiul de forme în care se valorifică elementele tehnice importate din Flandra. Astfel, scriitura predominant omofonă și arhitectura structurării strofice a cântecului popular vor ceda pasul treptat stilului polifonic și înnoirilor pe care acesta le generează. Formă de referință a creației italiene, madrigalul renașentist, gen de remarcabil rafinament conceput pentru ansamble camerale, capătă, prin înlăturarea oricăror impedimente în comunicare, un surprinzător acces în lumea celui mai variat și larg auditoriu. În prima etapă a evoluției sale, madrigalul constituie o fericită sinteză între polifonia flamandă și melodica italiană, reprezentată sugestiv și strălucit în creația lui Cipriano Darore, neerlandezul care a adus cu el în Italia arta contrapunctistului și profesorului său Adrian Vilaert. Este madrigalul construit pe poeme originale, a căror formă elastică denotă subordonarea față de vers. De aceea,
Urmând tradiția frotolei, vocile acestui tip de madrigal sunt egale ca importanță, țintind în ansamblu realizarea unei scriituri contrapunctice unitare, concordante și îngemânarea substanței poetice cu cursivitatea discursului muzical. Urmând exemplul lui Cipriano d'Arore, compozitorii italieni sau de școală italiană ca Andrea Gabrielli, Giovanni Pierluigi da Palestrina sau Orlando di Lasso dezvoltă madrigalul implicând 5 sau mai multe voci într-un stil polifonic în care abundă imitațiile și sublinierile de culoare și atmosferă prin folosirea moderată și sugestivă a cromatismelor. Gen laic prin excelență, madrigalul are și interesante puncte comune cu lucrări de factură religioasă. Este momentul în care muzica laică, cu sesizabilele ei elemente de proveniență populară, stimulează creația muzicienilor profesioniști, uneori oameni ai bisericii sau compozitori de muzică de cult, conturând astfel o sferă emoțională extinsă și complexă. Acum apar volumele de madrigale ale genialului Palestrina, cel mai de seamă compozitor din epoca la care ne referim. El este de altfel simbolul, exemplul tipic al acurateții scriiturii, al simplității emanată de perfecțiune, al purității sentimentelor cu exprimarea lor aparent reținută, al marei subtilități, al nobleței. Pentru mediator, pentru cine se încumetă a întruchipa opera în splendida ei cursivitate ideatico-afectivă, trebuie să fie la fel de limpede necesitatea reliefării sobrei și celestei geometrii sonore, a plurivalențelor expresive, a respectării delicatelor, dar tranșantelor sale linii melodice, celebra melodică palestriniană, a prospectării și redării cu mare echilibru a proporțiilor ce-l caracterizează în domeniul ritmic și dinamic. Thank you.
ultima etapă în dezvoltarea madrigalului renașentist italian este măiestrit ilustrată de creația faimoasei triade Luca Marenzio, Claudio Monteverdi, Carlo Gesualdo da Venosa. Rafinata imagistică poetică ce colorează o impresionantă arie tematică de la lirica erotică și pastorală până la cea satirică reflectă și sursa de inspirație a acestei muzici pline de adânci și tulburătoare semnificații. Dacă Marenzio sintetizează prin sugestie și picturalizare muzicală, prin înalta sa tehnică polifonică, quasi clasică, tot ce e mai valoros în arta predecesorilor săi, Monteverdi și Gesualdo acționează ca inovatori, devenind reprezentanți legitimi ai unei creații în care esența dramatică începe să se manifeste viguros, virulent chiar, deschizând orizonturi nebănuite, declanșând noi modalități și procedee în domeniul sensibil al tălmăcirii. Implicațiile tehnico-interpretative cuprind evidențierea timbrala scriturii polifonice și omofone, independența componentelor ce alcătuiesc complexul vocal, reliefarea sugestivă a cromatismelor în sublinierea laturii dramatice a versurilor. E demn de remarcat că tensionarea și potențarea expresivă a diferitelor structuri sonore creează imagini surprinzătoare și de mare forță, cu o bogată coloristică prin care s-a impus apariția acelui stile nuovo și odată cu el a unei noi etape în evoluția muzicii. Thank you.
În fine, socot potrivit ca împreună cu confrații conducători ai actualelor formații ce propagă muzica renașentistă să medităm cu temeinicie și responsabilitate la pericolul prezentării în concerte a unui Palestrina, Marenzio sau Gesualdo, titani ai preclasicismului, folosind arsenalul tehnico-vocal tipic creației și genului operistic. Ar fi mare păcat ca aici și colo să fie în continuare confundați în planul modurilor de emisie marele Claudio Monteverdi cu la fel de marele Giuseppe Verdi. Această amalgamare stilistică poate denatura nu numai adevărul legat de muzica renașentistă italiană, cât mai ales pregnanta ei personalitate, superba ei frumusețe și copleșitorul ei prestigiu universal.